și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Vă salut, domnule Popescu, bună ziua! Bună dimineața! Ordinul semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan și publicat ieri în Monitorul Oficial, aparent fără știrea premierului, pare să fie picătura care a umplut paharul. Ședință așadar acum la Palatul Victoria. Premierul a chemat pe Dan Barna, a venit acolo și Andreea Moldovan, este și Raed Arafat. Pe masă ar fi funcția lui Vlad Voiculescu. Premierul urmează să îl demită pe ministrul sănătății. Cum vedeți tot acest scandal? Pentru mine, evoluția lui Vlad Voiculescu în calitate de ministru al sănătății a fost una dintre cele mai neplăcute surprize de când observ viața politică guvernamentală din România de 30 de ani încoace. Din primul moment, domnul Voiculescu a avut un comportament nu de activist umanist, așa cum a fost dânsul înainte de a fi ministru, de a intra în executiv. A fost un om care s-a ocupat îndeaproape de cei aflați în suferință, de copiii bolnavi. Și a făcut niște lucruri bune în direcția asta. Nu s-a comportat și nu a greșit ca un activist al societății civile, ca un activist umanist. Pentru că dacă s-ar fi întâmplat asta, aș fi înțeles. Da, a venit cu aceste idei, să spunem, cu idealisme, cu utopii umanitare și s-a ciocnit de sistem, de politică, de diversele operațiuni de culise, de putreziciunea sistemului și atunci a greșit. Nu! Spre surprinderea mea, toate greșelile lui Vlad Voiculescu, și nu au fost deloc puține, sunt greșeli de politician prost. Nu știu cum a fost posibil ca peste noapte să se transforme domnul Vlad Voiculescu dintr-un activist umanist bun într-un politician prost. Au fost încercări de a lua prin planul, ca imagine, prin cum să le numesc eu, cărele, hărțuieli, încăierări, mici încăierări de imagine cu partenerii din coaliție. Când spuneți prost, vă referiți la un politician slab? Nu, am folosit cuvântul politician, am spus politician prost. Prost înseamnă o persoană incapabilă să aprecieze exact consecințele acțiunilor sale. Asta este definiția. Bine, poate fi mai complexă, dar simplu spus, asta este un prost. Domnul Voiculescu nu a gândit consecințele diverselor sale acțiuni. Nu l-am văzut niciun moment ducându-se spre lucruri fundamentale, spre funcționarea sistemului medical. În primul rând, spre care era ținta principală, inima întregii probleme a sistemului de sănătate acum? ATI-ul. În mod clar, acolo unde pot sau nu să fie salvați oamenii în situația de criză din acest moment. Nici măcar nu se putea ocupa acum de niște reforme cu bătaie lungă în condițiile acestea de criză gravă date de pandemie în sănătate. Acolo era punctul central unde aș fi văzut concentrată activitatea domnului Voiculescu. Cum să reușim să facem față acestor solicitări uriașe la care sistemul medical, iată, e pe cale acum să cedeze.
Ori n-am văzut nicio preocupare în direcția asta. Preocupări ca să ce? Ca să îi dai peste mână sau peste nas lui Gheorghiță, colonelului Gheorghiță, în toată povestea aceea de mică anvergură cu centrele militare? De ce să nu plătești, iată, lipsă de preocupare pentru chestiuni fundamentale, neplata personalului din centrele de vaccinare? Cum să se întâmple așa ceva? Nu? Deci toate aceste acțiuni mici, domnule Cojocaru și stimate doamne, mici, meschine, de aceea spun politician prost, pentru că am văzut destui, avem, slavă Domnului, o grămadă de inși de soiul acesta în Parlament și pe lângă el. Este în continuare, rămâne o surpriză pentru mine, nu mi-explic de ce s-a transformat în așa ceva domnul Vlad Voiculescu. O ultimă chestiune, domnule Popescu, vă așteptați ca odată ce această decizie ar putea să fie definitivă, premierul să-l demită pe Vlad Voiculescu, cei de la USR să încerce cumva să pună presiune și mai mare ca ministrul Voiculescu să rămână în funcție? Ați văzut că au fost discuții în ultima perioadă, ba chiar se vorbeau în interiorul USR, pleacă el, plecăm toți. Renunțăm la coaliția de guvernare și lăsăm pe cei de la PNL doar cu UDMR. Nu pot să fac așa ceva. Ar fi un gest de o iresponsabilitate totală. Acum, de pildă, prin solidarizare cu Vlad Voiculescu să părăsească guvernarea USR-ul. După părerea mea, se compromite definitiv în politica românească și în ochii susținătorilor. Transmit colegii mei chiar acum, domnule Popescu, Dan Barna se opune demiterii lui Vlad Voiculescu și spune dacă premierul Florin Câțu îl dă jos fără acordul nostru pe Vlad Voiculescu, atunci coaliția ar trebui să dispară. Și citez acum din ce îmi trimit colegii, premierul Florin Câțu, astăzi i-am înaintat domnului președinte Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția de ministru al sănătății a domnului Vlad Voiculescu. Interimatul funcției va fi asigurat de către domnul Dan Barna până la numirea unui nou ministru la conducerea Ministerului Sănătății. Totodată am decis demiterea din funcția de secretar de stat a Ministerului Sănătății a doamnei Andreea Moldovan, iar decizia va fi publicată în Monitorul Oficial în cursul zilei de astăzi. Este așadar o informație oficială de la premier. Vlad Voiculescu demis, cererea de revocare a fost trimisă președintelui, la fel se întâmplă și cu Andreea Moldovan. Așadar, informația momentului devine o informație oficială. Vlad Voiculescu nu mai este ministrul al sănătății. Domnule Cojocaru, stimate colege, e teribil ce aud. Deci, această decizie este justificată dacă nu am luat în considerare decât acest document, care, fără niciun fel de comunicare cu premierul, cu structurile din care face parte guvernamentale domnul Voiculescu, eu nu spun că el este bun sau rău, acel document, că trebuie sau nu carantinat Bucureștiul. Acest document a fost aruncat, a ajuns în Monitorul Oficial fără ca să știe de el, și este o chestiune esențială, fără să știe de el premierul. Așa ceva nu poate fi acceptat, adică domnul Câțu ar trebui să, dacă ar accepta așa ceva, ar trebui să plece el din funcție. Înseamnă că nu e premier. Acolo, din moment ce se pot, astfel de documente pot să ajungă în Monitorul Oficial, deci cu capacitate de punere în act în Monitorul Oficial, fără ca dânsul să știe. Nu se poate accepta așa ceva. Și nu știu cum pot justifica domnii Barna și cei de la USR un asemenea, trecerea peste un asemenea gest. Adică dacă ar fi fost Dan Barna în funcția de premier, ar fi acceptat o asemenea nesocotire totală a relațiilor dintr-un guvern, nu? Dintr-un cabinet. Dacă aleg această, dacă fac asta USR-ul, este o lovitură
cu consecințe pe care nici nu vreau să le calculez acum, și anume să iasă de la guvernare. Să iasă la guvernare în acest moment, în pandemie. Asta înseamnă că fixitatea privirilor acestor băieți și fete de dinainte să ajungă la guvernare, de dinainte de din vara lui 2019, mă înspăimânta modul acela, capsomania aceea fixistă, sticloasă, cu care atunci, din considerente de imagine, din considerente de a câștiga o bucată de capital politic, anunțau că ei nu vor intra în niciun caz la guvernare. E bine, iată că acel sentiment rău pe care mi l-a indus atunci USR-ul ar fi confirmat acum. Ar fi un gest împotriva acestei țări, împotriva interesului acestui popor în acest moment de criză gravă, pentru acest motiv, pentru că este demis în mod justificat. Repet, nu discut de ce am spus până acum, de toate gafele, toate alte nesocotiri ale premierului de către domnul Voiculescu și doamna Moldovan. Lăsăm toate astea. Numai pentru acest gest este cât se poate de justificat. Dom'le, nu vrei să colaborezi cu mine în calitate de premier, atunci firește părăsești executivul. Ca să fac așa ceva USR-ul acum, ar rămâne în istoria României ca un partid, nu știu, poate mai irresponsabil decât AUR. Mulțumesc mult, Cristian Tudor Popescu, mulțumesc pentru intervenția la Digi24. Alături de noi acum Ionuț Moștean.